Bună tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi avem un nou vlog, un nou daily vlog. Te spun asta pe pauză că mă uitam la Wendy Williams. Nu știu dacă se mai uită cineva la Wendy Williams, dar mie îmi place foarte tare. Dacă nu știați de ea, e o tipă din America care are un show din ăsta în fiecare zi în care vorbește tot felul de bârfe, despre vedete, dar e super, super funny, deci eu de fiecare dată cum un leam mă propedez de râs. Am zis că să mănânc micul dejun. Stai că era să fac ceva. Nu arată cel mai bine ever, dar vă asigur că este super, super delicios. Înăuntru am ovăz, 40 de grame de ovăz, lapte de cocos, zmeură și o cupă de pudră de proteine și cred că o să mai mănânc și câteva nuci. Am fiert ovăzul, nu am făcut absolut nimic, până m-am machiat l-am lăsat să stea aici în laptele ăsta și s-a făcut așa mai gros. Apropo, că toată lumea m-a întrebat și în video trecut și mă întreabă foarte des pe Instagram ce culoare port pe buze. Eu port cam aceeași culoare tot timpul. Deci am un fel următor. Am un creion de la NYX Lip Liner în nuanța Natural. Că o să fac conturul și îl fac așa mai gros, cumva. După aia am rujul ăsta de la LA Girl, nuanța H. S-a șters, nu se mai vede nimic, dar știu că este nuanța H. O să-l găsiți pe Inspired Beauty și după aia de la... tot de la NYX, deasupra uneori îmi place să pun un butter gloss în nuanța creme brulee. Cam astea trei le folosesc eu tot timpul și în general gravitez așa spre aceleași nuanțe. E rece asta. L-am băgat la congelator. Mie îmi place să mănânc lucrurile care sunt reci, foarte reci, și lucrurile care sunt fierbinți, foarte fierbinți. Deci, apropo de NYX, o să mergem la deschiderea primului magazin NYX din Timișoara. O să fie la Julius Mall. Și da, o să mai vină și pe acolo și Claudia NYX, trebuia să mai vină și Sebastian. Dar e un tip așa care are un tatuaj aici cu o mole pe gât, dar el s-a mutat la Sibiu. Și atunci n-ai o idee, mai greu să ajungă aici, înapoi la Timișoara. Și da. Înainte să merg la eveniment, mai am ceva treabă prin oraș, mai am ceva de alergat prin oraș, pe urmă merg la eveniment, pe urmă merg la muncă și pe urmă, fiind vineri, probabil mă duc în club un pic să mă rup. Bă, apropo de fonduri astea de ten de la Benefit, Hello Happy, aici am nuanța numărul 4 și numărul 5, asta le combin. Numărul 4 e puțin prea deschisă pentru mine și numărul 5 parcă e o idee ca prea închisă și atunci le combin. Inițial, când am încercat fondul ăsta de ten, apropo, asta port pe fază. Inițial când am încercat fondul ăsta de ten, nu m-au dat pe spate. Ceva nu-mi plăcea. Nu știu care era faza, chiar nu înțeleg. Dar, acum, le avem aici în casă și zic, bă, hai să le mai dau o șansă, naiba, că nu vine să cred că nu mă pot înțelege cu fondul ăsta de ten. Și acum, fai, deci sunt minunate. Eu, în primul rând, am tenul mixt. În zona T, tot timpul fac sebum. Și fondul ăsta de ten, vreau să zic că se comportă foarte, foarte bine. M-am și antrenat cu el pe față, am stat și la lucru 8 ore. Și vreau să zic că pentru un fond de ten care nu pretinde să aibă o acoperire mare sau să fie super long wear și așa mai departe, este un fond de ten foarte, foarte bun. Și ce mai îmi place, iară, dacă tu stai aici la trusa cu make-up, e o monstru dintr-un tattoo liner de la Kat Von D. E extraordinar de bun. Și tocmai mi-am dat seama că de fapt este waterproof. De-aia m-am antrenat eu la lucru și eram toată, dar știi cum eram? Nu transpirată, extraordinar de transpirată și eyelinerul ăsta, adică toată fața mea îmi fugise aproximativ, că eram machiată deja de vreo 10-12 ore. Ăsta! Nimic. Cu el m-am făcut astăzi loc. Nimic. Este extraordinar de bun. Cred că o să-l cumpăr în varianta full size. Anyway, cam asta am de zis așa rapid aici. Vreau să mănânc și să plec pe ușa. Acum am ieșit din casă și vreau să vă arăt Adidas și ăștia pe care i-am primit de la Broxo Sneakers. Sunt foarte, foarte cool și îmi place că sunt o combinație între Sam Smith, Superstarul și Ultra Boost-ul. Vreau chestia asta aici și talpa este un pic diferită și înăuntru sunt super mega comozi. Sunt foarte, foarte faini. Și sunt așa un cupru. Oh my god, te iubesc. Deci rochia asta de la Adidas e foarte, foarte cool, dar e foarte enervantă. Mi se ridică în continuu sus. Holy crap.
stă strânsă pe mine și în continuu trebuie să o tragă jos. Și dacă nu sunt atentă, aproape că suntem cu un gol. Așa de fain e dimineața să pleci de acasă, să-ți faci treaba, să te duci la sală, să-ți rezolvi toate problemele și mai după amiază stai așa ca o zdreanță. Ah, the best! M-am întâlnit cu Claudia. Oricum spusesem ieri că o să fii și tu și azi am spus. Cred că de mie am spus chestia asta. Pe Instagram ieri când am zis că vin după tine. Când zic, nu mergea ta pe tău. Nu? Mă reneagă și Instagram-ul. Și n-am mai putut ce-am mai dat. Am zis doar și n-am mai atâta, nimica. Da, nu expres. Îmi place foarte mult geaca ta. I-am spus și ei că este foarte bine, are foarte fashion, așa. M-am îmbrăcat 4 kg. În concediu. Eu cred că stăm tot la fel. La mine e problema că nu fac progrese. Dar mă rog. Am ajuns la Mixta eveniment, cred că momentan suntem printre primele, oricum. Da, aproape. Eu aș vrea să beau o cafea, aproape. Da, da. Hai să intrăm. Fetele s-au băgat la poze aici. Work it, work it. Vreau să-ți filmez baloanele înainte să plecăm. Eu am 2 copii. Da. O nepoată și o fetiță. O fetiță. Mă întreabă Claudia, nu-i vrei balon? Zic, bă, nu-mi iau niciun balon. Unde mă duc cu taxiul, cu autobuzul, cu balonul după mine? Zice, nu, bine, ce mai iau eu unul? Și l-am luat iar pe al meu. Da, am primit și cu un goodie bag. Yay! Buze! Abia aștept să văd ce e înăuntru și ne despărțim. Te pup! Uite-l pe mogăl de asta. Cum te cheamă, mă, Ioane? Direct și dă play. Zi, Ioane, cum te cheamă? Încordat. Zi, te rușine. Vă zi. El e de la Lumeni. Bă, dar direct nu a prins pe filmare, da. Păi da, normal. Reporteri. Filmăm tot, live. Reporteri. El este șeful meu, domnul Bebe. Vă salut cu stima. Păi, de capul meu, oare există o priveliște mai faină decât asta? They're that way at my firm too. Ooh. They think you're gonna cry over a legal brief. Well, have you ever cried over a brief? Certainly. Și Sex and the City, cred că am văzut serialul ăsta de 3 ori cap-coadă. Azi e 4 ori când mă uit la ea și tot timpul se la fel de tare, deci e absolut minunat. Ok, time to eat. Oh my god, hai că am reușit să filmez ieri de m-am rupt. Mic update, după ce am venit de la Nix, m-am dus la lucru, de la lucru am venit acasă, am dormit dusă vreo oră și jumătate, după care am ieșit în Epic. Ne-am distrat super super tare, din Epic ne-am dus la ceva party la Shopping City, iar a fost foarte mișto, dar na, totul lumea era destul de moartă acolo. Eu mai eram și pe tocuri din Epic și nu prea era film, asta decât vreo pe acolo și am venit acasă și m-am culcat. E a doua zi astăzi, am împătrânit. Nu mai pot să țin pasul. Mare brânză astăzi, dar acum mă duc la lucru și de seară poate iar ieșim pe undeva. Încă nu știu sigur. Try to keep busy, pentru că așa e bine. Nu știu exact ce ați înțeles din tot vlogul ăsta. I love my outfit. Hello, chiar nu mai știu ce zi este în vlogul ăsta. E destul de împrăștiat. Ideea e că m-am trezit și ieri colega mea a avut chef la lucru să îmi fac o nebunie, mi-am plătit părul. Am a baby braid. Dacă fiecare zi până acum m-am trezit cu alergii, de puteam să respir 3 ore pe noapte. Aseară m-am gândit eu așa, pe la 4 dimineața, conștiincioasă. Cred că ar fi o idee bună să-mi port gutierele și după ce îți dai aparatul dentar, îți pune aici jos, am o sârmă care o suport toată viața mea și pe lângă asta o să trebuiască să port sau ar trebui să port gutiere pe timpul nopții. Și vreo 2 luni de zile așa, cred că mai bine, nu le-am purtat. Și asta ziceam, aseară m-am simțit așa foarte conștiincioasă dintr-o dată și zic că astăzi iar îmi port gutierele, că le-am mai purtat de mult. O să-ți explic cât de tare mă dor dinții. Adică cei de jos mai sunt cum mai sunt, dar ăștia de sus care migrează non-stop. Wow, ce tare mă dor, mă doare capul. Deci chiar mă doare capul. Oribil. Ba, apropo, chestia asta de pe mine este foarte, foarte simpatică și am luat-o dintr-un second hand cu 3 lei. Da, anyway, am zis că înainte să sfârșesc vlogul ăsta, am uitat să vă arăt ce am primit în goodie bag-ul ăla de la NYX și mai primisem un colet de la MyProtein și am zis că poate ar fi mișto să vă arăt și vouă ce am primit, I don't know. Hai să vedem. Holy crap, ce freaking enervant. Gândește că am încercat încă o dată să filmez toată treaba asta. Și când am scos filmările și le-am editat, mi-am dat seama că nu se înțelegea absolut nimic. Nu știu de ce, nu eram în focus, era foarte întuneric, ca naiba. Anyway, hai să vă arăt așa din nou pe scurt. De data asta n-am să mai probez lucrurile pentru că m-am machiat, nu mai am timp, trebuie să ajung la lucru. Dar vroiam să le vedeți mult mai bine pentru că, cum ziceam în filmarea de dinainte, băi, nu se înțelegea nimic, eu nu știu ce naiba. Da,
Și așa că în shopping bag-ul ăsta de la NYX, care este foarte, foarte, foarte drăguț, poți să-l folosești chiar când mergi în oraș. E foarte drăguț, e genul ăla de geantă, de goodie bag, pe care atunci când îl primești chiar poți să îl porți afară pe undeva. Am ajuns la lucru de la eveniment, era colega mea Diana în recepție și am lăsat-o și pe ea să-și aleagă două chestii din goodie bag. Cred că și-a ales ceva blush slash iluminator. Știu că și-am ales ceva gloss care puteai să-l pui peste orice ruș și dădea așa un efect foarte, foarte fain. Știu că chestiile alea două parcă și le-a oprit ea. Foarte fericită am fost când am văzut că am goodie bag, aveam două fonduri de ten. Poți să le folosești și pe post de picături. De exemplu, dacă ai alt fond de ten și este mult prea închis, vii cu culoarea asta care este foarte deschisă și atunci îți personalizezi tu fondul de ten. Sau le folosești împreună ca să-ți găsești culoarea perfectă, indiferent dacă ești bronzată sau ești mai palidă, fiind toamnă, iarnă sau mai știu eu ce. Foarte, foarte bucuroasă că am primit lucrurile astea, vreau să le încerc neapărat. Mai departe mai primisem un creion din ăsta de sprâncene. Eu am mai încercat produsul ăsta în trecut, îmi place. Se numește 3 Dimensional Brow. Apropo, cred că o să fac în curând un giveaway, pentru că am niște produse pe care eu nu le folosesc, le-am mai dat la fete în stânga și în dreapta, dar aș vrea să fac un giveaway și pentru voi. Mai departe am mai primit un NYX Liquid Suede. Ăsta este un ruj metalic mat. Astea sunt foarte, foarte mișto acum pe timp de toamnă. Asta are o nuanță așa ca și cuprul. Și am mai primit un tot așa un gloss, îi spune NYX Sleep Tease. Și asta este nuanța I woke up like this. I woke up like this, dar nu like this. Cam așa arată nuanța. Este o nuanță foarte frumoasă. Eu oricum gravitez tot timpul spre nuanțe de genul ăsta. Și e foarte catifelat. E mișto. Ok, mai departe aveam un gloss așa pentru ochi. Practic este un fard de ochi cu efect din ăla glossy. Îi spune NYX Glazed and Confused. Sorry, mi se oprise camera, nu mai aveam bateria. Bun, și cam asta a fost cu goodie bag-ul de la NYX. Mai departe am produsele de la MyProtein. V-am zis, nu cred că le mai încerc pentru că m-am machiat și mai vreau să-mi strig machiajul, dar o să vi le arăt așa în mare. Deasupra este geaca asta foarte, foarte mișto. Este o jachetă de toamnă. Și chiar avem nevoie de o chestie genul ăsta și ok. Și mi-a plăcut foarte tare că avea mânecile astea așa. Mi se pare foarte mișto. Bam. Așa vine ea îmbrăcată și mi se pare că pentru toamnă o să fie foarte, foarte faină. Și de asemenea, ca să meargă cu geaca asta când e extra frig, mi-am mai luat bluza asta. Este un hanurac, de fapt. Aici are un buzunar și îmi place că la mâneci, din nou, are loc să-ți bagi degetul. Aici are logo-ul și este cu guler din ăsta foarte, foarte înalt. În cazul în care este fric, poți să strângi chestia asta. Pe mine este mărimea S. Bluza este tot un S. Mi-am mai luat două maieuri din astea simple, de tras deasupra la bustiere când merg la sală sau de purtat prin casă sau, I don't know, de la MyProtein. Ăsta este alb cu galben și ăsta este gri cu verde. There we go. Astea sunt un XS. Atenție dacă cumva ai pieptul mai mare decât mine, chiar dacă ești destul de micuță, asta o să se strângă la piept. Mie vin la fix. Și mi-am mai luat un set de pentru alergare. Așa arată pantalonii. Pantalonii sunt foarte, foarte mișto. Mă deranjează puțin că, deși este un S, sunt mari în talie, puțin mari în talie. Deci, na, nu știu sigur dacă o să rămână la mine sau o să-i fac cadou cuiva. Și așa arată bustiera și bustiera este foarte, foarte mișto. Bustiera este un material diferit față de pantalon. Ăsta este așa un pic ca fâșul. Asta este dintr-un bumbac așa foarte, foarte stretchy și este foarte mișto bustiera. Bustiera asta e un S și nu m-aș fi supărat să fie poate totuși o idee mai mare. Deși eu am problema asta cam cu toate bustierele, pentru că sunt destul de lată în spate și atunci de cele mai multe ori mi-e bună în piept, dar în spate mă cam strânge. Și da, cam asta a fost pentru mini haul-ul ăsta. Dacă v-a plăcut video, nu uitați să-i dați un mare thumbs up. Ne vedem pe Instagram @fatelui Gologan. Atenție mare pe Instagram, săptămâna asta cred că o să fac un giveaway în care eu și Broxo Sneakers vă oferim o pereche de Adidas foarte cool pentru toamnă. Așa că stați cu ochii pe Instagram. Vă pup, ne vedem video viitor!